Potrivit polițiștilor, un tânăr de 19 ani din Pitești, care conducea un autoturism pe drumul național 65B din direcția autostrada 1 spre Pitești, a schimbat direcția de mers virând la stânga spre drumul 23 din comuna Bradu. În acel moment a fost lovit de un ansamblu rutier-tir condus din direcția Pitești spre autostrada 1 de către un bărbat de 49 de ani din comuna Brasta, județul Dolj. Din păcate, în urma evenimentului rutier, pasagerul din spate din autoturism, un bărbat de 47 de ani din Pitești, a decedat. De asemenea, conducătorul autoturismului a suferit răni fiind preluat de cadrele medicale. Am intervenit la un accident rutier, este vorba despre un autoturism și un autotren. La locul evenimentului am găsit două victime, persoana din față, șoferul, cu un traumatism craniofacial. Din păcate, persoana din spate am găsit-o încarcerată, în stop cardiorespirator. Am intervenit cu echipajul de descarcerare, s-a făcut o extracție de urgență, am început manevrele de resuscitare, dar din păcate fără rezultat. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool. Polițiștii Biroului Rutier Pitești au întocmit dosar de cercetare penală, urmând să stabilească ce s-a întâmplat de fapt. O bună perioadă de timp traficul în zona a fost îngreunat atât din cauza autovehiculelor implicate în accident, cât și din cauza scurgerilor de combustibil de pe partea carosabilă.